mare lucrare de investiții, și anume cea mai importantă care creează disconfort este extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare în Onești. Această investiție nu constă doar în înlocuirea acestor rețele, ci și în construirea unei noi stații de epurare, una dintre cele mai moderne din Europa, care este pe ultima sută. Ne va spune domnul George în ce stadiu sunt în momentele următoare, în ce stadiu este acea lucrare în momentele următoare. Și a treia componentă a acestei investiții, stația de captare, care, lucrări care au început, s-a turnat, am înțeles, egalizarea și, la fel, până la finalul anului 2023, trebuie să fie funcțională și această stație de captare, din punctul de vedere al oneștenilor, cea mai importantă componentă a acestei investiții, pentru că, odată finalizată această lucrare, Oneștiul, practic, nu va mai suferi de întreruperi de apă. Bine, toată investiția este importantă pentru că știm cu toții că o stație de epurare la neperformantă atrage mari sancțiuni asupra Oneștiului. Am eliminat această problemă odată cu finalizarea acestor lucrări și la fel de maximă importanță este și înlocuirea rețelei de apă. Pentru că știm cu toții cu ce probleme ne confruntăm, ne-am confruntat în timp cu aceste defecțiuni, cu spargerea conductelor și din vechea rețea, rețea care are peste 50 de ani la nivelul Oneștiului. Am să dau cuvântul consilierilor care mi-ar fi părut bine ca acei consilieri care au cerut această întâlnire să fie avut bun simț să fie prezenți astăzi în sală. Asta arată lipsa de interes și dezinteresul față de oneșteni, din punctul meu de vedere, cel puțin acele persoane vocale care au solicitat această întâlnire trebuiau să fie prezente în sală. Încă o dată spun, poate este un cuvânt greu, dar din punctul meu de vedere asta denotă nesimțire. Mulțumesc. Domnul consilier, care doriți să puneți întrebări înainte de sau să ne prezinte domnul George în ce stadiu este lucrările, în ce stadiu sunt toate trei componente. Da, bună ziua, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. În această ședință am venit împreună cu cei doi antreprenori care execută lucrări atât la rețelele de apă și canalizare, cât și la stația de epurare, inclusiv la noua stație de captare a apei, care este și cea mai importantă, zic eu, pentru oneșteni, dar și cu supervizorul care are ca și atribuții principale supervizarea lucrărilor, inclusiv execuția acestora. Referitor la contractul de lucrări privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, vă comunic faptul că am ajuns la un progres de aproximativ 71%. Am avut și anumite blocaje, o să zic, care au fost depășite cu ajutorul dumneavoastră. Aici însemnând pot să zic și anumite blocaje cauzate de lipsa documentelor cadastrale, anumite autorizații, dar împreună am reușit să depășim acest fapt. Majoritatea străzilor au fost atacate până în momentul de față, să zic, rămânând doar aducerea la starea inițială pentru străzile care nu au mai permis, datorită faptului că stația de asfalt a fost închisă, ca să zic, începând cu data de, cred că, 1.11, dacă nu mă înșel.
14, parcă. 14, am 11. În rest, la stația de epurare avem un progres îmbucurător, o să spun, de aproximativ 95%. Iar la stația, viitoarea stație de captare a apei, avem un progres, inclusiv cu reabilitarea rezervorului de la gospodarea Cuciun, de aproximativ 20%. Progresul fizic al lucrării. Acum, dacă aveți dumneavoastră anumite... Bună ziua! Profesor Ion Roșcan, sunt consilier local și reprezint cartierul Slobozia. Acolo unde se pare că lucrările s-au cam încheiat, dar din păcate nu am venit la forma inițială al străzilor. Strada Drânce. Există un podeț, există un drum drept și de la Valea de Podes e o cantitate mare de pământ pusă, efectiv apa băltește aici, n-are unde să se ducă la vale. Strada Victoriei, în zona podului, ați depus foarte mult pământ acolo și alte beton, asfalt. Rugăminte, să nivelați un pic acolo, este centrul satului și foarte urât acolo. În perioada asta de sărbători sunt tot toți fiii satului acasă și chiar e o imagine deplorabilă acolo. Strada Victoriei, la intrare în cartier, a fost sparte câteva podețe și șanțul, care era pietruit, podețele au fost turnate, betonate, dar șanțul nu s-a mai intervenit. Am purtat discuția asta cu domnul George de prin septembrie. Ce înseamnă, îmi cer scuze, șanțul? Nu mai există în momentul ăsta? Sau am avut depozit acolo matat? El era pietruit. La nu momentul când s-a tras conducta, s-a spart. Da. Betonat, adică nu. Nu, era pietruit, betonat. Dar betonat. O chestie foarte... Ei, s-au spart și așa au rămas de pământ. Am înțeles. Apa băltește acum și efectiv se împute. Ok, le verificai să vă atunci și fără probleme. Tot strada Victoriei, când faceți dreapta pe străduța aia care duce către stația de captare a apei, s-a lăsat foarte tare, pentru că au trecut utilaje grele și diferența e mare, așa, trebuie pune niște balast în zona aia. Dar noi acolo nu am avut investiții. Nu, dar dumneavoastră cu utilaje l-a stricat. Trecând cu utilaje fiind foarte grele, s-a lăsat foarte, s-a foarte tare pământul. Să verificăm și tot afară, nicio de probleme. Da, 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 astea, probabil că e foarte mult de lucru și înțelegem, dar și disconfortul oamenilor, și credeți-mă că sunt de 6 ani consilier, dar niciodată nu mi-a luat în jurături ca anul ăsta. Că ei cred că eu nu vreau să se întâmple lucrurile. Vreau să luați și felicitări la sfârșitul proiectului, sunt convins. Aș fi mulțumit să sunt o să luăm la cunoștință de toate astea cu care le-ați semnalat și dacă e, într-adevăr, de partea noastră... Eu am și poți, dacă dați o adresă, mi-l trimiți. Fără probleme. Dar oricum vom vizionere. Vor verifica pe teren. Mulțumesc. Da. Altcineva, cine vrea să intervină? Eu nu am lipsit la început. Nu știu pe cine ați adus cu dumneavoastră, pentru că bănuiesc că sunt din subantreprenori sau nu. Ce numiți dumneavoastră subantreprenor? Adică cei cu care ați făcut contract. De fapt, antreprenor, nu subantreprenor. Eu sunt antreprenor, mă de este numele meu, din partea lui Laurențiu Haș, liderul asociației. În regulă, asta voiam. Deci dumneavoastră și aveți subantreprenori, dintre subantreprenori, că nu lucrează numai la Laurențiu Haș. Sunt câte firme aveți care au subantreprenori? Ce înțelegeți dumneavoastră prin subantreprenor, vă întreb? Pentru că noi suntem într-o asociere cu Socotul, iar un subantreprenor declarat este DMC-ul. În rest se numesc prestator. În regulă, aveți prestator, nu? În fine, subantreprenor în termeni juridici, știți ce înseamnă, bun, eu nu trebuie să vă explic, înseamnă persoana care prestează pentru dumneavoastră. Eu mi-asum, asta am vrut să spun, mi-asum ceea ce vreau să spun. Am înțeles, deci dumneavoastră vă asumați și pentru cei care prestează servicii în numele dumneavoastră. O să am mai multe întrebări. În primul rând aș vrea să ne faceți o poveste legată de ceea ce se întâmplă în TCR. Pentru că eu m-am uitat pe caietul de sarcini. Și nimic din ceea ce ai trecut în caietul de sarcini nu e respectat de către Raja. Nu de către Raja, de către Laurențiu Haș. Stați un piculesc, că dumneavoastră... Nu că ați
remarcat, să zic, nu am spus nimic de când a început domnul antreprenor, dar să spuneți că nu se respectă caietul de sarcini. Deci eu l-am luat și l-am citit, vă spun punctual, și mi-am pus semne și semne și semne. Adică sunt multe lucruri pe care eu nu le-am văzut regăsite în aplicarea, în lucrările pe care le face Laurențiu Haș. Pentru că, în fine, aici este raporturile dintre dumneavoastră, dar noi suntem beneficiarii finale acestei lucrări. Iar cei care ar trebui la acest moment să nu se bucure de un disconfort, între ghilimele bucure, că ați înțeles treaba asta, de un disconfort atât de mare, sunt cetățenii acestui oraș și trebuie să urmărim acest lucru. Bun, ce disconfort este, îmi cer scuze, vă întrerup, vă ascult punctual, Raja sau Laurențiu Haș? Păi cine... Laurențiu Haș este executantul. Păi, ați spune că nu se respectă. Nu, că... este executantul Laurențiu Haș. Vă place cum arată TCR-ul? Da, este o lucrare în desfășurare, este o lucrare de canalizare care încercăm să creăm cât mai puțin disconfort. Lucrăm și pe ploaie, lucrăm și pe ninsoare, lucrăm și pe frig, facem tot posibilul și duminica. Și în orice zile este nevoie, suntem solicitați de către primărie, de către beneficiari, de oricine, de locatari acestui oraș, noi am încercat să facem tot posibilul să fim prezenți și să eliminăm disconforturile. Dacă dumneavoastră nu spargeți un ou, faceți omletă? Vă întreb și eu ca idee. Am ușul pe jos. Deci eu vă spun ce s-a întâmplat, eu cred că n-am spus deci, de cerere. Facem tot ce putem. Dar haideți să vă spun în cartier, că mi se pare că o luați așa cu un ton care e destul de agresiv în condițiile care în orașul ăsta. Dumneavoastră mi-a spus o întrebare în forță, vă răspund și eu la fel. Nu. Dar ce nu s-a respectat din caietul de sarcini? Ați acuzat că nu se respectă caietul de sarcini? Luați-o punctual. Păi ce vreți să vă citesc tot caietul de sarcini? Nu, ați spus că am omis. Dați exemple de 3 puncte care nu s-au respectat din caietul de sarcini. Repet, nu primăria verifică stadiul lucrărilor. Dar eu n-am nicio treabă cu primăria. Știm, domnul primar, că am discutat treaba asta. Să putem un dialog, deci să noi plecăm de la un punct comun. Interesul nostru dar comun. Dar este foarte important. Odată ce ați spus că nu se respectă caietul de sarcini, haideți să o luăm punctual. Unul, deci, două, trei puncte care nu s-au respectat din caietul de sarcini. Eu chiar cum am deschis pe unde am notat. Fără probleme. Pe toată perioada de realizare. În sensul ăsta, Raja are un contract încheiat cu un supervisor. Chiar l-am adus și pe dânsul la masă aici, ca să nu fie o problemă de comunicare. Vă ascultăm, vă rog. Deci, pe toată perioada de realizare a lucrărilor, trebuie menținut accesul riberanilor pe proprietățile private. Accesul pe proprietățile private, cu mașinile particulare, trebuie asigurat în permanență, pe toată perioada execuției lucrărilor. Stați un piculeț. Antreprenorul se va asigura că nu există depuneri de pământ și balast pietriș pe drumurile publice sau private ca rezultat al lucrărilor. De acord. De acord? Haideți, vă aștept. Balastul și pietrișul care l-ați văzut depozitat acolo este pentru a reface a 4-a, a 5-a oară. De câte ori n-a fost ok, am intervenit. Am făcut un depozit acolo pentru a fi mai neușor să-l împrăștiem. Peste porțiunea unde s-au făcut săpăturile. Auziți, haideți să vă întreb niște lucruri pe care eu nu le cunosc atunci, ca să fie treaba cât se poate de logică. Dați-mi și mie niște un grafic al execuției lucrărilor. Să știm cum se execută lucrările, termenele pe care le aveți de dus la îndeplinire și bănuiesc că e totul trebuia făcut pe zone sau ați început haotic în tot oraș. Vreți să vă spunem ceva apropo de haotic? Știți de ce n-am terminat TCR-ul? Pentru că am dat de construcții ilegale și n-am putut face racordurile care sunt de făcut acolo, nu am putut să le facem. Pentru că sunt construcții ilegale acolo. Unde sunt construcții? În TCR. Dați un piculeț. Păi nu, că ați spus mai înainte. Unde sunt construcțiile ilegale? Unde sunt? Traseul proiectului. Pe traseul proiectului sunt proprietăți. Deci traseul proiectului nu este doar pe drum? Pentru că am văzut că ați săpat doar pe drum. Nu, care este conducta principală. După care vin racorduri la... La case. Dați-mi voie să completez, că știu situația clară și... Foarte important să am ținut legătura și știm unde ne-a blocat. Unde s-au blocat constructorii, pentru că, eu vă spun, am spus-o și în ședința de Consiliu, cel puțin o dată pe săptămână am discuții tet-a-tet cu atât cu reprezentanții Raja, cât și cu constructorii, cu fiecare în parte, adică și cu asociații. S-a făcut acel proiect la momentul în care s-a făcut din... Nu zis din birou. S-au luat documentele reale de la cartea funciară, au făcut proiectarea, constructorul s-a apucat de treabă, a tras conducta principală și când a venit momentul să facă branșamentele, racordurile la case, s-au trezit cu
cel puțin jumătate din situații cu construcții, știe toată lumea cum e TCR-ul, adică nu e o necunoscută pentru nimeni. Doar proiectantul n-a știut când a făcut proiectarea, a luat de bune evidențele de la cartea funciară. Când se facă branșamentele, jumătate din ele trec pe sub, nu construcție legală, acum nu înțelegeți, construcții legale e un coteț. Și-au dublat casa. Da, știu că construcții care, construcții care, vorbeați mai devreme de accesul pe proprietăți. Accesul de proprietăți cu mașina trebuie să aibă proprietate, cei din TCR ca să aibă acces cu... Nu există nicio proprietate pe terenuri în TCR. Deci asta cu accesul pe proprietăți e o poveste. Nu, cred că acolo e tot vina primăriei, dacă ar fi să luăm așa. Bun, e vina primăriei, o vină care perpetuează de 30 de ani. Sau de 50 de ani. Nu a venit complicat să o aducem la normal. Doar că au fost obligați să oprească lucrările și să schimbi soluțiile. Din cauza asta s-au blocat. Probabil, la momentul ăsta erau terminate lucrările, dacă nu se blocau din cauza situațiilor care le-au descoperit. Adică sunt atât de multe situații... Doamne, știți că oamenii au fost fugăriți cu bâte, cu topoare, când am vrut să le facem raport în curte? Nu știu unde exact, nu un nume. Eu n-aș vrea să fiu... Pentru că a spus, nu intrați pe proprietatea mea, am garaj, am bece, am vie. Omul a schimbat proprietatea lui. Mie, în plan și în... Toată documentația am dat că este domeniul public. Mi-e acolo îmi dă acordul. Știți cu ce probleme ne confruntăm? Facem tot posibilul să terminăm lucrarea asta. Eu știu că dumneavoastră trebuie să dați bine pe sticlă pentru societatea care are acest contract. Cine să dea bine pe sticlă? Dumneavoastră, pentru că așa vă văd. Lumea este nemulțumită în oraș de modul în care se execută lucrările. Noi am venit să facem... Ascultați-mă un pic, nu mă întrerupeți. Că aici lucrăm cu toți în beneficiul oneștenilor. Da? Eu vă dau exemplu cartierului în care eu locuiesc, 6 martie. Ați început lucrările în luna septembrie. 3 săptămâni ați lucrat acolo sau o lună de zile, după care nici la acest moment nu ați finalizat și nu ați adus terenul la situația anterioară. Am discutat cu domnul viceprimar, pe care l-am văzut în fiecare dimineață, o săptămână, în fiecare dimineață săracul acolo, să vadă dacă a venit cineva să repare și să aducă terenul la situația anterioară. Nu eu. Locatarea acestui cartier și-au tăiat cauciucurile în tăietura pe care a fost făcută în carosabie. Adică sunt lucruri, nici la acest moment a venit cineva acum și a pus pământ pe marginea carosabilului, tot ca urmare a intervențiilor pe care le-am avut eu în ședințele de Consiliu. Nu a fost pământ. Am făcut o curățenie. Așa. După ce a plouat și s-a întins noroiul pe acolo, l-am dat din stradă. Acum, cu ocazia asta, când s-a ieșit soarele să zbazmânta, vom interveni cu piatră, cu sort acolo. Vom face... Da, soare de multă vreme, deci de două luni de zile, lucrurile stau așa. O lucrare trebuie să ajungă la o maturitate. Nu ați terminat, totuși că vă solicitasem la început, un grafic de execuție a lucrărilor pe care eu nu l-am văzut și pe care mi l-aș fi dorit foarte tare. Niște termene de finalizare și... O singură întrebare la care aș mai vrea să-mi răspundeți acum și după aia aș vrea să-mi, totuși să-mi puneți la dispoziție un grafic de execuție a lucrărilor. Nu era normal oare, nu știu cum aveați prin contract, să începeți lucrările într-o anumită zonă a orașului, să terminați și apoi să începeți în alte zone ca să nu avem tot orașul într-o stare de disconfort uriașă? Adică am terminat într-o parte, am asfaltat, m-am dus în altă parte. Așa am început într-o sută de locuri. Este toate cartierele, Slobozia, TCR, 6 martie, peste tot este un haos. În oraș am văzut că sunt... S-au terminat lucrările. În Slobozia s-au terminat lucrările și domnul consilier a menționat... Da, nu s-a readus terenul la situația anterioară, terminarea lucrărilor, putem face recepție. Avem 3 situații, din care 2 podețe. Deci, încă unul, o intrare în cartier, că sunt Ieșan, și încă un drum care s-a lăsat, domnul, dar noi nu am executat lucrări. Deci majoritatea lucrărilor din oraș s-au finalizat, exceptând zone precum TCR, strada, calea Scutarului, mai avem racordurile pe calea Brașovului. Deci credeți-mă că suntem aproape pe final. Asta încerc să vă zic. Și da, este un disconfort pentru locuitorii din TCR, pe care noi încercăm pe cât posibil și cu toate resursele pe care le avem să-l diminuăm. Și aici mă refer să-l diminuăm inclusiv racordurile când le vom executa, să nu blocăm strada. Că normal, dacă ar fi, trebuia blocată strada. Nu avem cum, tehnic, să le facem. Și totuși, împreună cu antreprenorul și supervizorul, căutăm și chiar le și găsim
posibilități de a nu bloca strada decât, să zic, un program orar de 2-4 ore. Asta încercăm noi. Și credeți-mă, nici nouă nu ne convine. Și când vă spun nouă, chiar mă simt puțin din onești, chiar puțin mai mult. Am venit aici de la bun început. De când am pus piciorul, să zic, în prima stradă, referitor la studiul de fezabilitate. Da, și cred că chiar îmi doresc și chiar o să-l finalizăm în termeni, să zic, buni și contractuali. Și sunt unul dintre oamenii care o să susțin chestia asta, că o să iasă o lucrare nemaipomenită pentru locuitorii municipiului. Dar să-și dea Dumnezeu, că ne dorim cu toții să fie o lucrare foarte bună, dar nu ați răspuns la întrebare totuși. Eu nu vreau, haideți să intervin și un pic și poate găsiți răspunsul în ce voi spune, ce voi în intervenția. Nu, eu voiam niște chestii tehnice, dar vă ascult. Păi tocmai de niște chestii tehnice vorbesc și aș vrea aici să mă corecteze proiectantul dacă este de față sau... soluția inițială, din câte înțeleg, acolo unde există, unde sub asfalt este beton, trebuia să fie beton, cu termen de așteptare a întăririi 28 de zile. Bulevardul Republicii ar fi trebuit închis 28 de zile să se întărească betonul, după care turnat asfaltul. Știu situația, dar ați găsit soluția. Au agreiat varianta cu beton, stabilizat, dar cu riscuri mari din partea, cu asumare din partea, și din partea constructorului, care în timp va avea pierderi mari din cauza acestei asumări. Constructorul putea să zică nu, spune soluția beton turnăm. Stă 28 de zile închis drumul, atunci se toarnă asfaltul conform caietului de sarcini. Da, știu că a fost modificat. Dacă ați văzut, în multe zone în oraș, după ce s-a turnat asfalt, au apărut tasări și lăsat. Constructorul, pe banii lui, asigură garanție. Soluția a fost o soluție de compromis care a agreat-o tocmai pentru a diminua disconfortul în Onești. Dacă ne apucăm acum să blocăm, nu spun mai mult decât Bulevardul Republicii, să-l închidem pe toate 28 de zile, s-ar fi creat un haos general. Probabil într-o bună zi, în cei 3 ani, sau nu știu cât e garanția, se va mai lăsa. Cum s-a lăsat pe RED la un moment dat? Cum s-a lăsat? Avem garanție la contract? 36 de luni de la data finală. Și la refacere. Inclusiv la refacere. Adică acolo unde se va lăsa acest balast stabilizat, care nu e soluția cea mai bună, dar e o soluție pentru a urgenta și a diminua disconfortul. Din punctul meu de vedere, chiar a fost super înțelegător constructorul că a acceptat treaba asta, pentru că a acceptat-o cu niște riscuri de pierderi. S-a întâmplat, s-a lăsat, au fost care au comentat că s-au lăsat în talas după ce a turnat. Da, pentru că astăzi s-a pus balastul stabilizat, a doua zi s-a pus asfaltul. Au agreiat-o. Când s-a lăsat, a venit constructorul sau sub antreprenorul, a scos, a spart, a plătit din nou la DPP asfaltul, a plătit acum pactat cilindrat din nou. Dacă se va mai lăsa o dată, va mai plăti o dată. Nu plătește, nu e nicio fericire pentru constructor să toarne de 2 sau de 3 ori. Da, nu e nicio fericire. A fost situația din Dallas. Dacă tot venim vorba de ce riscuri au constructorii. Oneștenii au fost supărați că în Dallas a săpat de 2 sau de 3 ori. A săpat în Dallas, domnul Dohotaru, care a avut lucrarea acolo, a săpat prima dată șanțul, când a săpat și-a dat seama că un an înainte mai puteți un șanț de la Ior sau de la ceva. Și a început să sur pe șoseaua. A stupat în secunda 1 de frică să nu se creeze o catastrofă, să vină peste muncitori, a stupat pe costurile lui, a mai săpat o dată, a dus stabilizatori de maluri, cu costuri în plus, dar asumate. Nu a spus nimic că nu face, dar oamenii care, cel puțin cei care nu au construit, în general specialiștii sunt, cei mai specialiști sunt cei care nu au construit un gard în viața lor, se pricep la toate. Pe banii noștri facem. La ceea ce a zis domnul primar și Republicii, regiului la fel, o să-ți întâmple și pe Libertății? Nu ne dă nimeni în plus. Nu primisem răspuns la întrebare, nu cer scuze. Legat de graficul de execuție. Repetați întrebarea. Dacă nu, greșeala mea. Vă ascult. Nu, am cerut să-mi puneți la dispoziție, dați-mi pe următoare un grafic de execuție al lucrărilor și să-mi răspundeți la întrebarea legată de modul în care trebuia să se desfășoare lucrările. Că am întrebat dacă nu era normal să se înceapă într-o parte și să nu se înceapă în mai multe zone ale orașului. Pur și simplu, executarea lucrărilor așa
cade în sarcina antreprenorului. Antreprenorul a prezentat un grafic de lucrări, nu cu, cum v-a spus dumneavoastră, cu abordare într-un anumit cartier. Nu, pentru că este abordarea dânsului. Legile nu ne permit ca noi să-l obligăm pe dânsul, doar dacă nu sunt punctuale, să înceapă sau să-și facă programarea de așa natură. Dânsul și-a adus 10 echipe. Nu este ceva consensual. Graficul este al dânsului, nu este al meu. Noi am intrat în grafic, la începutul lucrării. Graficul de execuție, dânsul are 10 echipe, eu nu pot să îi spun. Dar prin contract se stabilesc termenele, se stabilește absolut orice fel de detalii de execuție. Una este termenul. E vorba de detaliile de execuție. Doamne, dacă îmi permiteți să intervin. Vă ascult. Antreprenorul are un contract care și-l-a asumat și în termen de execuție. Dacă ar face cum ați dori dumneavoastră, să ia punctual stradă cu stradă, lucrarea s-ar termina în 20 de ani. Ați înțeles? Deci el a venit cu surplus de forță de muncă ca să poată ataca lucrarea de pe mai multe fronturi. Dacă ar merge front cu front, v-am spus, cu asemenea lucrare ar dura 20 de ani. Când aveți termen de finalizare a lucrărilor? 28 februarie. 2023? Da. În regulă. Și credeți că veți finaliza până atunci? Nu. Veți avea o întârziere de? Vom avea o întârziere, trebuie să ne împreună cu consultantul, cu beneficiarul, avem niște... Domnul Balea, vă rog cum să-mi permiteți să intervin și eu, supervizorul, că sunt creant, mă numesc, de la Romer Consulting, SRL. Deci aceste date cred că sunt confidențiale și ar trebui discutate cu noi și cu reprezentanții Raja, nu se pot da public, da? Corect. Deci ce se poate da public? Da, ok, nu, de Raja? De finalizare, data de finalizare se poate vedea. Nu-i nimic. Stai pe vor, graficul. Deci nu e nimic de ascuns. Adică este vorba de claim-uri, de lucruri de astea care... Ei, nu, dar nu asta nu e, asta am vrut să spun, sunt niște claim-uri în prelungirea... A, nu. Nu, doar data de... Astea informații publice, data de finalizare, da, exact. Da. Data începerii și... Era important să audă și oamenii, pentru că nu, sunt persoane asta. Care nu au cunoștință de aceste informații. Bun, deci cel mai important, cred eu, este că deja, să zic, cartierul TCR, cred eu că a început să arate mult mai bine. Nu știu dacă eu am fost, ați mai fost acolo. Am fost și săptămâna trecută. Okay. Eu n-am văzut acces pe străzile laterale. Săptămâna trecută ați fost când a fost ședința de Consiliu Local, mă refer, luni sau marți. Da. Asta mă referam, da. Dacă de atunci da. Ați mai fost acolo. N-am fost, că nu m-am... Am înțeles. Am lucrat și sâmbătă, acum și duminică. Eu zic că este dacă vreți să vă pun la dispoziție niște fotografii, le avem nu, de astăzi. Nu, este foarte simplu să mă duc până în TCR, când mă duc săptămâna, voi să mă duc și la... Vă rog, să mergeți și în continuare... Noi am fost astăzi și am verificat. Lucrăm, se lucrează acolo. Da, dacă îmi permite și mie, întâlnirea de astăzi s-a avut, pare loc, în urma discuțiilor la ultima ședință de Consiliu Local, în care s-a ridicat problema TCR-ului. De punct de vedere a circulației în zone, special pe strada principală, dar și pe cele laterale, în care oamenii erau nevoiți efectiv să calce prin nivel destul de mare. Și atunci, domnul primar, împreună cu noi, am stabilit să avem această întâlnire cu dumneavoastră, nu pentru a vă certa, dar nici pentru a ne certa dumneavoastră de ce punem aceste întrebări. Sunt întrebări pertinente și la oamenii trebuie să audă ce mai este de făcut, ce s-a făcut bine, ce nu s-a făcut bine. Într-adevăr, în TCR nu era permis ca strada principală să fie plină de noroi. S-a mai lucrat și în alte părți în oraș, dar nu a fost ca acolo. Strada Libertății a lucrat domnul Botar, a lucrat ok. În TCR nu știu ce s-a întâmplat acolo, era mizeria atât de mare. Este și un teren foarte, foarte dificil. Da? Posibil. Au venit și ploi, au venit și nezori. Ce se lucrează, se poate. Tot se lucrează, se poate curăța. Cât asta și face. Cât ați văzut dacă locuiți acolo, nu știu. Nu este autostradă în TCR, nu este lux la momentul ăsta. Sau îmbunătății condițiile care ne vor ține din scurt. Ceea ce e foarte bine. Oamenii au venit și noaptea când a fost problema. Altceva am alimentat și astăzi că am ridicat o problemă legată de îndeplinirea după tehnica lucrărilor în Onești. Am văzut și am și fotografii de anumite săpături
cu conducte acoperite cu bolovan mari, ceea ce nu-i permis. Bolovan mai mari. Unde ați văzut lucrul ăsta? În zona Libertății. Am avut RNC din partea consultanței? L-am remediat? Avem pozii care am închis lucrurile astea? Bun. Eu n-am făcut poze peste tot. Nu. Avem consultanța care este tot timpul lângă noi. Unde s-a greșit? Vreau să vă întreb ceva, dacă îmi permiteți. Tot din caietul de sarcini. Aici scrie conducta nu necesită padinism. Da. Bun. Da, umplutura va fi compactată manual până la 30 cm deasupra satului de nisip și apoi mecanic pe restul înălțimii. N-am văzut așa ceva nisip în oraș? N-am văzut. Eu personal. Cum doar unde n-ați văzut nisip? Eu văd lucrările mele și fără nisip. Nu, n-am văzut. Dacă dumneavoastră a spus... Dar nu stau să vă aștept pe dumneavoastră ca să vedeți nisip. Dar nici... Am jertfe șantier, am oameni... Nu ne certăm, dar răspunsurile dumneavoastră nu sunt. Noi suntem drăguți, adică... Nisipul se pune... Dacă dumneavoastră... Repet, avem un consul pe mânăros. Dacă dumneavoastră... Din partea supervizorului, avem această situație în care nu s-a pus nisip? Domnule, eu știu că s-a făcut raport de conformitate. S-a remediat. Deci RVC înseamnă raport și de conformitate, dar ceilalți oameni nu cred că știu detaliile astea. S-a stins raportul de conformitate. Dacă se mai identifică punctual lucrul ăsta, cineva se sizează, nu are decât... Dar acum ce stai sizează? Aveți... Trebuie acoperit, domnule. Deci, da, sigur, suntem dispuși să facem un sondaj, dacă considerați. Ceva probabil am văzut bolovan foarte mare pe conducă. Da, știu despre ce e vorba. Am avut RVC cu poze, la fel am închis-o. Cu poze, că s-o remedia situația. Cu telefon să fac poze în tot oraș. Nu, dumneavoastră. Noi avem o consultanță, nu stau... Pe ce stradă ați sizat treaba asta? La intersecția Sângeratorul la Lidl, zona Libertății cu... Mosoleșteam. Da. Ok. Păi ce ați mai întrebat? Deci eu nu v-am răspuns. Eu vă avem o consultanță care este non-stop lângă noi, ne face RNC-uri. Unde sunt probleme? Deficiențe, neconformități? Problema e următoarea, ca nu cumva în timp această presiune a bolovanilor să apese pe conduză și să pare să apară disconfort. Vă dați seama, se crește apa, se sapă, se... Nu se ajunge acolo. Nu trebuie să fie cu bolovan, mai cum a spus dumneavoastră. Asta e clar. Și nu cred că s-au astupat cu bolovan. Probabil s-au rupt ceva, Noi asta vă punem întrebări acum. Nu cred că există lucruri. Pentru că n-am stat să urmăresc lucrurile. Ați văzut bolovan de piatră, din beton sau din pământ? Pământ. Bolovan de iuliu aproape, de aia rotund. Dar este tot de acolo scos. Deci probabil au căzut, dar vă spun, avem închis orice problemă de genul ăsta. Și n-astupăm că nu suntem nici noi nebuni să venim după aia să mai muncim oameni. Asta era și problemă. Nu se pune problemă. Eu vă pun la dispoziție și fotografiile dacă doriți să le vedeți. Păi nu, că avem din partea consultanței, repet. Dacă nu doriți, nu. Nu, doresc pentru că am din partea consultanței. Tot timpul ținem legătură. Ok. Vă uitați la mine. Da, vă aștept să mai... Eu mi-am epuizat întrebările. Este foarte bine că s-a concretizat această întâlnire, pentru că și domnul primar era nemulțumit de modul în care se întâmplă lucrurile. Și probabil că, așa cum ne transmit nouă mesaje locatarii orașului, la mine poate vin 10, la dumnealui poate vin 100. E logică. Presiunea este mai mare pe dumnealui. Însă, eu... mizez pe faptul că Raja are interes ca la Unești lucrările să se desfășoare conform contractului și să respecte cetățenii acestui oraș, pentru că la momentul la care s-a depus efortul pentru ca Raja să vină la Unești, știți cu toții și știți și dumneavoastră că s-a făcut un efort substanțial, adică la momentul respectiv chiar a fost o încercare și am zis că aducem Raja, aducem un contract, un furnizor în Onești care să respecte cetățenii și care să ne ajute. Ați, într-adevăr, ați accesat, cred că e cel mai mare proiect care s-a adus în oraș ca valoare. Mi-aș dori ca lucrările să fie executate bine și la timp. Acum cum mai fi o întârziere, vă dați seama, nimeni nu este absurd. Nimeni nu este absurd, dar v-aș ruga, v-am văzut că sunteți cât se poate de echilibrat și de civilizat în abordare, mi-ar plăcea ca pe viitor să avem situații de disconfort ca în TCR mai puține. Și să limităm, să limităm pe TCR cât se poate de mult situația aceasta deranjantă. Vedeți, vine o schimbare pentru... în bine când vorbesc cu ce? Mai trebuie în cartier.
Eu așa zic. Aici, calea scutarului. Mai e și calea scutarului, exact, și acolo a fost disconfortul uriaș. Calea scutarului de acum începe. Încă una peste alta am căutat să fim cât mai discreți în Onești și să nu facem deranj prea mare și disconfort mare. Am încercat să facem tot posibil ținând în curs și încercăm în continuare să le rezolvăm din mers. Domnul primar ne susține din toate punctele de vedere. Raja ne susține, noi nu rămâne decât să ne facem treaba cum trebuie. Și dacă mai apar sesizări, poate ne înțelege și pe noi, sunt construcții, nu sunt prăjituri. Exact, adică să nu uităm 70 de kilometri de săpătură. 70 de kilometri. Și în oraș, din oraș nu-i pe câmp. Adică una-i câmp, una-i oraș. Apropo de calea scutarului, cu toate că este și domnul primar aici, nu vreau, avem de executat 54, dacă am greșesc, de traversări prin săpătură deschisă. Dacă aveam o abordare, cum am auzit așa, liniștită, le executam acele supraveste și nu țineam cont de disconfort. Dar cu toate astea, noi deja am demarat o modificare în sensul de a executa mult mai puține traversări. Și credeți-mă, când vă zic mult mai puține, respectiv o treime. De asta vă zic că noi, în primul rând, ne gândim la Onești. După care, contractual, domnului antreprenor nu o să-i convină. Pentru că nu mai are de efectuat 56, o să aibă 15. Asta o să vă mai zic. Da, m-am referit la liniștit în sensul că sunteți a fost echilibrat astăzi. Nu m-am referit la faptul că nu vă faceți treaba în spate. Am înțeles din prima dată. Mi s-a părut unul de aia, avem. Bun, domnul. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu încă o dată spun și asigur că Oneștem că întâlniri de felul ăsta cu atât cu George cât și cu domnul Badea și cu ceilalți constructori, asociați sau subantreprenori, am permanent, merg în teren, adică nu odată am fost. Domnul Dopătaru știe cât a tras și cât acolo unde au fost probleme, au avut termeni, s-a stat, s-a pus cumva presiune pe termenele alea să respecte. Da, se vor mai lăsa, inclusiv nu doar șosele, se vor mai lăsa și trotuare acolo unde s-au făcut. Dar, repet, pe costurile dânșilor vor scoate pavajul de câte ori e nevoie și îl vor pune înapoi, vor înlocui dacă se ciobesc pavele și îl va ține de scurt. Este foarte greu să construiești fără să, la asemenea nivel și asemenea lucrare, încă o dată, 70 de kilometri de conductă, de șans să-l faci și la 2 metri și la poate și mai mult în anumite 5 zone. 5 metri, 4 metri. Am prins Oradea când se ia canalizarea, acum mulți ani de zile, cred că să fie vreo 7-8 ani de zile, poate chiar 10. Era disconfort, dar nu ca în TCR. Și canalizarea ați prins? La Oradea, nu la Onești. Am spus că am prins la Oradea. Dacă v-ați dus prin Oradea o zi și ați văzut ceva... Nu, m-am dus mult. Liniștiți, stați, că nu m-am dus. Una e să stai un an de zile printre lucrări și alta e să treci prin Oradea. Nu n-am trecut. Liniștiți, stați. Oradea, da. Haideți să vedem și partea bună TCR-ului. Totuși, acum am văzut încă vidangele acolo. Noi totuși facem ceva să nu mai fie vidangele în zona aia. Adică toate astea fiți convins că o să dispare. Da. Cu reclamații, cu tot felul de probleme, dar o să dispare. Și o să rămână ceva bun în urmă. Și credeți-ne că nu facem lucrurile astea intenționat, ca să ne batem în joc de cineva. Dar n-a zis nimeni, Doamne ferește... Nu, dar să nu se... Ne-au prins ploi, exact cum v-a zis la început. Ploi, ninsori, ne-au prins tot felul de anotimpuri aici. Și da, suntem constructori, sunt și ei oameni. Eu oamenii ăia pot să mai se întâmplă să-i retrag dacă sunt ploi și alea. Eu mai am nevoie și a doua zi de oameni. Nu pot să mi-i expun, să-i las în ploaie ca să termine un lucru. Nu, zic, opriți, asigurați și mergeți la camere, că mâine mai am nevoie de ei. Dacă aș avea și probabil știți, e foarte, foarte greu acum cu forța de muncă. Facem mult, mari eforturi să suplinim echipele, suplimentăm echipele, să facem tot ce
Ne stăm puțin să ne apropiem. Eu înțeleg că și de o parte și de alta nu e ușor. Însă, cred că întâlnirile astea pe care una dintre ele am avut-o acum, era bine poate dacă mai aveam și până acum, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și la final probabil că vom trage linie și lucrarea va fi fost executată așa cum ar fi trebuit. Eu îmi doresc să nu avem probleme la momentul la care se va... Noi eram departe acolo cu TCR-ul, dar v-am spus, sunt impedimente. Și mi-ați dorit să se închid odată, e ca tânăr și neliniștit, ca serialul ăsta, TCR-ul ăsta. Numai TCR-ul am înțeles. Dacă nu au fost întâlniri de felul ăsta extinse cu Consiliul Local, să nu credeți că nu sunt întâlniri permanente. Permanente sunt întâlnirile, în afară de întâlnirile de evoluție, de baraja care se va urmă. Domnul primar se uită poate lumea de acasă, vede că află care este situația. E foarte important, cred. Eu am comunicat pe orice situație și am dat răspunsuri la cei care au pus întrebări. Da, nu v-a fost ușor nici dumneavoastră, pentru că am văzut că au fost foarte multe întrebări. Dați seama că în capul meu se sparg toate, deși... Nu port eu chiar toată vina la ceea ce se întâmplă în oraș. Și vă încă o dată spun, cei care sunt cei mai pricepuți la construcții, cei care nu au construit un gard în viața lor. Am o întrebare, așa se permiteți. În acorduri la locuințe vor fi făcute de către cine? Ce înțelegeți noastră prin acord? Eu vreau să mă acordez la canalizare. La căminul care a fost executat pe... La limita proprietății mele. Dumneavoastră, este pe proprietatea dumneavoastră. Noi executăm căminul de racord și conducta de canalizare dintre rețeaua de distribuție a apei sau rețeaua de canalizare până în căminul de vizitare al canalizării sau căminul apometric. Bun. Eu nu trebuie să am avizul cuiva. Eu m-am bun listă să pșeam să mă înțep un bonut. E ok? Nu este acum, la acest moment, ok, noi vom anunța finalizarea lucrărilor din momentul ăla, rețeaua este funcțională. Am înțeles. Bun, care este modalitatea? Pentru că exact. Ei trebuie să vină, să obțină niște avize, să contacteze un constructor. Nu, nu trebuie niciun aviz, doar că noi vă vom anunța, în principiu, pe dumneavoastră, bineînțeles, cu conferințe de presă, tot ce trebuie, în care vom anunța finalizarea lucrurilor și din ziua următoare lumea va putea evacua, să zic, în cazul canalizării apelor. Trebuie un constructor autorizat. În curtea dumneavoastră, eu nu pot nu, să... că se înțeapă în canal. Păi nu aveți unde să vă mai înțepați în conducta asta, v-am spus că dumneavoastră, în fața porții, vi s-a executat un cămin de racord. Și eu trebuie să-mi intru în căminul ăla. Exact. Nu okay, putem noi, în curtea dumneavoastră, vă zicem cu cine să lucrați. Adică fiecare își va executa lucrarea cu cine... Da. Asta va fi o chestiune care va ține de fiecare proprietar. Nu trebuie un supervizor, fiecare sparge căminul la cum vrea. La el în curte. Așa vorba un încep produta dispozitiv făcut de dumneavoastră. Am evoluat foarte repede de la lucrările neconforme la când finalizăm, ce facem când finalizăm lucrările. Vom mai discuta. Vom mai avea o problemă și nouă ne convine să nu avem consumatori, ca să zic. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc consilierilor locale pentru disponibilitate și mulțumim. Să ne vedem în momente mai bune. Noi mulțumim, Raja, pentru că face efort și vă doresc succes în continuare. Dar nu pot să mă abțin.